Hello, hello! Bine ați venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video v-am pregătit etalarea zilnică pentru miercuri 10 februarie. Și acum hai să vedem care sunt energiile care o să iasă pentru această zi pe situația de dragoste, sănătate, bani, carieră, situație financiară. Wow! Foarte interesant. Pe situația de dragoste avem aici șasele de cupe. O carte foarte frumoasă, cu o energie foarte plăcută, foarte confortabilă, care ne aduce foarte multă siguranță și confort în sânul familiei, dar și în relațiile de prietenie. Pentru aceia dintre voi care v-ați despărțit de un partener sau o parteneră, energia șaselui de cupe aduce foarte probabil o împăcare, o reconciliere. Pentru cei singuri, este posibil să revină în viața voastră o persoană din trecut, din copilărie, din adolescență sau din tinerețea voastră, o persoană cu care aveți niște amintiri foarte plăcute, niște experiențe foarte frumoase trăite în trecut. Și revenirea acestei persoane în viața voastră poate să aducă cu ea începutul unei relații foarte frumoase, bazată pe încredere, pe prietenie și pe siguranță. Pentru cei care sunteți deja în relații serioase, în relații de lungă durată, energia acestei zile este foarte frumoasă și o să fiți tentați să vă uitați peste albume foto vechi, să vă uitați la filmări de la diverse evenimente importante din familia voastră, să rememorați experiențele, momentele frumoase trăite în cuplu sau în familia voastră. O zi foarte frumoasă în care puteți să petreceți niște clipe foarte frumoase alături de cei dragi, povestind, rememorând, amintindu-vă lucruri din trecut, experiențe frumoase din trecut. Pentru cei care vreți să începeți o familie, șasele de cupe aduce o energie foarte bună în această direcție, vă susține, vă ajută și vă creează un moment ideal pentru a începe discuțiile sau acțiunile în această direcție. O energie foarte frumoasă pe partea de dragoste, mare atenție pentru aceia dintre voi care aveți o situație emoțională puțin mai precară, pentru că șasele de cupe poate să vă ducă și în direcția de melancolie. Încercați să păstrați o atitudine pozitivă și să nu vă întristați, pentru că acesta este singurul risc din spatele acestei cărți, de o ușoară stare de melancolie. Pe partea de sănătate avem Pajul de Săbii, cartea de vigilență. Este foarte important astăzi să fiți atenți, să aveți grijă de sănătatea voastră, pentru că este mai ușor să previi decât să tratezi. Pentru cei care luați un tratament medical, este foarte important să fiți atenți la detalii, să nu uitați să luați pastila la ora care trebuie, exact după instrucțiunile pe care vi le-a dat medicul, să respectați tratamentul după litera legii, pentru că altfel s-ar putea să nu aveți rezultatul așteptat. Cupajul de Săbii pe partea de sănătate este posibil pentru o parte dintre voi ca astăzi să fiți mai nervoși, mai iritabili, mai irascibili și din acest motiv este foarte important ca astăzi să vă protejați și să stați departe de acei oameni care vă enervează, care vă irită și care știți că de obicei caută motiv de ceartă. Stați departe de bârfe și de acei oameni și acele situații care vă declanșează reacții emoționale, reacții impulsive, pentru că astăzi aceste reacții poate să vă afecteze mai mult decât de obicei. Astăzi, mai mult decât de obicei, este foarte important să vă păstrați calmul, să fiți relaxați, să nu vă stresați, pentru că atunci când organismul vostru este stresat, deveniți mai sensibil și mai susceptibil la infecții și la tot felul de boli, mai ales la răceli, gripă, viroze și nu cred că vă doriți să treceți prin astfel de experiențe, mai ales în această perioadă. Fiți vigilenți, fiți atenți, aveți grijă de voi și păstrați-vă calmul. Pe partea de bani, carieră, situație financiară avem Moartea, cartea care în tarot reprezintă zodia Scorpionului. Va fi o zi foarte importantă din acest punct de vedere pentru scorpioni, raci,
pești, vărsători, tauri și lei. După energia turbulentă din ultimele două zile, după cinciul de săbii de luni și turnul de marți, astăzi vine și renașterea, transformarea. V-am spus ieri să nu fiți temători, să nu vă panicați, pentru că orice elimină turnul din viața voastră va fi înlocuit de ceva mai bun și moartea care a apărut astăzi pe această poziție natalare ne arată exact acest lucru, ne susține din nou același mesaj, vă îndreptați către o direcție mult mai pozitivă în cariera voastră, aveți un moment de renaștere, de reinventare în această zonă a existenței voastre. În funcție de vârsta voastră și de evenimentele care s-au întâmplat pe acest sector în zilele trecute pentru fiecare dintre voi, aici poate să vină un job nou sau chiar o schimbare dramatică în carieră, efectiv să începeți o nouă carieră într-un domeniu complet nou. Indiferent cum se manifestă această renaștere în viața voastră, este foarte important să știți că este un lucru pozitiv, va fi pentru binele vostru, o să vă aducă mai mult succes, mai multă stabilitate, mai multă recunoaștere publică și mai multă împlinire în partea aceasta profesională. Pentru cei care vă gândiți să începeți o afacere proprie, cu moartea pe această poziție, sunt foarte bine aspectate împrumuturile bancare cerute pentru a iniția o afacere nouă, dar și toate parteneriatele, contractele semnate împreună cu diversi colaboratori pe partea aceasta de afaceri. Indiferent de vârsta la care sunteți, de domeniul în care activați, pe partea aceasta de bani, carieră, situație financiară, începeți un capitol nou. Găsiți noi metode de a face bani, noi surse de venit, noi surse de stabilitate în viața voastră. Și pentru toată lumea este foarte important ca aici, cu această renaștere, să luați cu voi mai departe doar acele lecții pozitive, doar acele lucruri bune și să lăsați în urmă odată și pentru totdeauna acele lucruri care vă țin în urmă, acele gândiri limitative și pentru unii dintre voi poate chiar niște persoane care vă țin în urmă. Petalare interesantă. Și acum hai să vedem un mesaj de la cardurile de înțelepciune. Până când amestec eu aceste cărți, nu uitați să-mi lăsați în comentarii cum se aplică această interpretare pentru voi și dacă v-a plăcut mesajul meu, bineînțeles, nu uitați să dați un like acestui video. Hai să vedem mesajul pentru această zi. Toate relațiile mele sunt înconjurate de un cerc de iubire. Toți suntem elevi și profesori. Mă întreb adesea ce am venit să învăț aici și ce am venit să îi învăț pe ceilalți. Un mesaj foarte frumos de armonie, de unire, care ne aduce aminte că e foarte important să ne bazăm pe oamenii din jurul nostru, și că e foarte important să fim altruiști, nu egoiști. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem și mâine. Pa, pa!